place arta și mai ales poezia aici în Maramureș. S-au ambiționat atât de mult poeții și scriitorii ca să dea o replică școlii Guimereni de pictură, care devine tot mai cunoscută, atât de cunoscută când primarul vrea să facă Baia Mare capitala europeană a culturii cu acest ascendent a școlii Guimereni de pictură. Sperăm să și reușească a fi pentru noi un miracol, nu numai artistic, ci poate chiar și economic, să vedem ce va reuși să facă. Sunt astăzi aici ca și nu ca și critic de artă, nici ca director de cultură, în primul rând ca prieten al lui Mircea Crișan și ca iubitor de poezie și de acest tip de poezie. Mă chinuie mult Mircea Crișan, dar vina este a mea, pentru că eu l-am incitat din copilărie să scrie, pentru că dispăreau poeții tineri, noi toți îmbătrâneam și am zis că trebuie să facă cineva ceva, dacă din școală nu ies poeți și nu ies artiști, trebuie să existe un mediu, trebuie să existe cenacuri, fundații, instituții mai mult sau mai puțin guvernamentale, ca să se ocupe cineva și de ceea ce înseamnă continuitatea aceasta a culturii, mai ales a culturii majore, pentru că confruntarea cu Europa ține în primul rând de cultura majoră, dar și de cea, așa zis, minoră, cum vorbim noi, care de fapt nu este minoră, ci este colosală de tradiție și de folclor. Mircea Crișan este un om simplu, un om din capric, așa cum suntem noi toți cei din Maramureș, însă a îndrăznit la porțile poeziei de copil și a avut câteva succese remarcabile. Se află acum într-o vâltoare interesantă a unui tip de poezie de genul Coloana Infinitului, o poezie continuă, care nu, atunci când se termină, abia atunci îți găsește motivația de a începe. Și aceasta ne-a stimulat pe toți cititorii de poezie, dar și pe critici, ca să îl ajutăm și să-l sprijinim pentru lansarea altei cărți, Dumnezeu și între Dumnezeu și femeie. Foarte provocator acest titlu, să vedem ce va ieși din ce vom spune noi astăzi despre această carte. Îi mulțumim domnului președinte al Consiliului Județean, Zanfir Ciceu, că ne onorează cu prezența domniei sale la acțiunile artistice și dăm cuvânt. Mulțumesc mult. În primul rând, mulțumesc autorului pentru invitație, deși sunt un diletant între ale poeziei, mă număr între oamenii care într-un minut liber mai consumă câte o poezie și în același timp mă onorează și oarecum mă obligă la mai mult studiu atari invitații. Spunea de mult Sfântul Isaac Sirul că Dumnezeu este iubirea pe care omul o coboară pe pământ, iar omul este iubirea care înalță pământul la cer. Continuând firul acestei idei, cred că rațiunea fără simțire este incompletă, după cum și iubirea fără rațiune poate să fie distructivă. Mă bucură mult că într-o perioadă foarte scurtă de timp, câteva luni de la lansarea ultimului volum, Mircea Crișan vine iarăși cu o temă interesantă și cu o poezie interesantă în care nu este frică să se exprime. Și cred că cel mai important lucru pentru noi este să ne exprimăm, să ne exprimăm ce simțim, unii în versuri că o fac mai bine, alții în proză, că așa știu ei mai bine, și noi fiecare așa cum simțim. Important este să ne exprimăm liber simțirea noastră. Și dacă ar fi să ne întrebăm unde ne situăm noi între Dumnezeu și femeie, nu știu ce am răspunde fiecare dintre noi. Mulțumesc și succes mai departe, domnul. Mulțumim, domnul președinte. Această carte s-a născut într-o căutare nu numai de a scrie ceea ce este simțit și ceea ce este trăit, ci și de a întâlni și de a crea o rugăciune sau o relație cu Dumnezeu. Mircea Crișan are o relație apropiată cu Episcopia Ortodoxă a Maramureșului Sistem Marului. A avut și fericirea să insereze în această carte un dialog cu un alt preasfințitul, un dialog extrem de interesant și cu metode gazetărești mai mult sau mai puțin ortodoxe, l-a pus la colț ca să spună niște așa frumos adevărul și cuvinte despre poezie. Nu știu dacă altcineva ar fi reușit. Este și asta un merit nu numai de ziarist, ci și de poet și de om sensibil și poate chiar religios. De aceea, părintele Cristian Ștefan, care reprezintă aici
episcopia Maramureșului și a Sătmarului, pentru că n-am prea sfințitul, nu știu cum se simte și poate că așa ar fi dorit și dânsul să vină. O să ne spune despre această relație a poetului cu, nu cu Dumnezeu, ci cu, hai să zicem, cu relația lui Mircea Crișan și cu... Și mai mult decât atât, Părintele Cristian Ștefan e și duhovnicul meu și... Zilele trecute m-a rugat Părintele Ștefan Cristian să țin o mică conferință la studenții de la Teologie anul 2 și am avut amândoi o satisfacție foarte mare să văd cât de mult sunt interesați studenții de cultură, de aspecte ale folclorului, ale identității naționale, a ceea ce înseamnă valorile pe care noi le-am moștenit, dar și a ceea ce înseamnă cultura majoră pentru România, dincolo de granițele religiei, care este preotul în a apăra patrimoniul, în a simți pentru intelectualul român, pentru destinele culturii române. Și mi se pare un început foarte bun, în a trezi din nou preoții noștri la acea răspundere pe care o au față de întreaga spiritualitate a comunității și întreaga viață culturală și față de apărarea patrimoniului și a tradiției. Părintele Ștefan Cristian. Hristos a înviat. Eu sunt acum un privilegiat că sunt aici acum, pentru că, așa cum ați auzit, legătura cu episcopia noastră se datorează faptului că autorului este foarte dragă persoană, în al preasfințitului arhiepiscop Iustinian. Sigur, și dânsul ține mult la autor, dar nu s-a putut rezuma decât la atât. Și-ar fi dorit să fie prezent astăzi aici, dar sănătatea lui este mai firavă și puterile nu-l mai ascultă, nu-i dau posibilitatea să fie prezent. Mai mult decât atât, titlul cărții pe undeva ne obligă să fim și noi aici, pentru că se vorbește despre Dumnezeu. Și exact ca și volumul precedent, atunci am putut sesiza ceea ce de fapt remarca domnul Marchiș, în faptul că poezia lui Mircea Crișan seamănă cu coloana infinită. Adică apare ca o poezie neobișnuită pentru noi la prima vedere, întrucât nu este un titlu, nu se termină într-un loc să ceapă o altă poezie, ci ea curge într-un mod cât se poate de firesc. Și abia după ce o citești, îți dai seama că este foarte potrivit această asemănare între poezia lui și coloana infinită a Marelui Brâncuș. Nici nu se poate altfel, pentru că tema principală este iubirea. Iubirea de Dumnezeu, iubirea de semeni, iubirea de aproapele. Și atunci, când ai acest sentiment în tine, și izvorul care te adapă în a scrie, aproape că este inepuizabil. Ceea ce este foarte important este acest aspect. Fiecare dintre noi primim un dar sau mai multe daruri de la Dumnezeu. Și poate că aici putem să lămurim ce înseamnă un act liturgic din punctul nostru de vedere. Înseamnă că ceea ce primim de la Dumnezeu trebuie să întoarcem înapoi la Dumnezeu. Mircea Crișan a primit multe daruri de la Dumnezeu și iată, el se străduiește să-i le întoarcă. Și nu este un lucru ușor, pentru că dacă înțelegem acest act liturgic, ceea ce vine de la Dumnezeu, trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, atunci trebuie să identificăm acest act liturgic și cu actul religios moral. Și când suntem pe acest făgaș, atunci toate tainele acestea ale creației ni se deschid, ne ajută ca să pătrundem mai ușor anumite realități care până atunci poate nici nu ne-am gândit la ele și ne inspiră. Cred că, legându-mă de un vers acolo în care spune că Dumnezeu nu este contabil și având mare dreptate, pentru că Dumnezeu nu contabilizează nimic ce facem noi, ci dimpotrivă, cei care contabilizăm suntem noi. Noi suntem cei care ne scriem cartea vieții. Noi suntem cei care, fără ca să ne dăm seama, înregistrăm tot acolo. Fiecare gând al nostru, fiecare vorbă, fiecare faptă noastră este consemnată în cartea fiecăruia. Sau poate mai precis spus, el însuși, omul, este o carte. Și această carte va veni vremea să fie deschisă odată când vom fi judecați fiecare în parte. Și în acest sens suntem contabili noi, fiecare, a ceea ce facem bine sau mai puțin bine. Dar este foarte important ca să existe o corelare între această carte a vieții și cartea
pe care o scrie, fie că e poezie sau de altă natură, autorul se străduiește să facă acest lucru. Sigur, ca orice om, nu putem să zicem, nimeni dintre noi nu este perfect. Nimeni nu poate să spună că nu greșește. Dar este foarte bine că de la vârsta aceasta se străduiește să facă acest lucru. Și în felul acesta, urcând aceste trepte care... Urcușul acesta duhovnicesc nu este deloc ușor, ci cere mult efort din partea noastră, dar răsplata este pe măsură. Și avem și liniștea sufletească, dar putem să devenim și așa cum este, după chipul lui Dumnezeu, să putem fi și noi creatori. Autorul, iată că dovedește că se poate, dar trebuie să țină cont că este la început și de acum înainte trebuie tot mai mult să meargă cât poate de bine pe ambele căi, pentru a se desăvârși, pentru a ajunge cât mai mult la asemănarea cu Dumnezeu, la care suntem chemați cu toții. Noi îl felicităm pentru această a doua apariție, acest al doilea volum de poezie, sau al treilea cât e, și îi dorim spor în cele sufletești, dar și în celelalte de care avem atât de nevoie. E bine că deja nu am ajuns să nu le mai ținem șirul. Apărinte. La fiecare dintre întâlnirile acestea fac eforturi cu mai mult sau mai puțin talent ca să rup acest perete, să-l sparg între cei care vorbesc și care sunt în sală. Aș vrea acest tip de poezie, mai ales, ar trebui discutate într-un regim de cenaclu, cu intervenții, sunt aici profesor de literatură foarte bine pregătiți, eu nu sunt capabil să fac analiza literară a unei cărți. Sunt un amator de poezie și chiar de critică a poeziei, de aceea ce fac eu însumi vorbind despre o lucrare de artă sau o poezie, este un fel de poem mai mult sau mai puțin reușit. Am să vă spun și eu câteva cuvinte despre această carte, deși am vorbit foarte mult la cealaltă carte și am și făcut... Am mers mai departe, am citit cartea cuvânt cu cuvânt, am discutat mult cu Mircea, pentru că, deși nu este o greșeală, în artă nu există greșeli, nu există greșeli decât în demonstrații, în matematică, în artă totul poate fi interpretat, pentru că arta este polisemantică, nu se poate opri la un singur sens, deci nu se poate crucifica pe o greșeală. Cu toate acestea am găsit anumite cuvinte care poate să interpretau un motiv și chiar dacă sunt căutate atent, pentru că Mircea Vișan este un mare artizan al cuvântului, ele puteau să supere într-o anumită concepție a unui stil. Iar în acest volum am văzut un progres incredibil, i s-au limpezit cuvintele, frazele, înțelesurile, a ieșit din anumite repetiții, oricum rima care lipsește de aici potențează ritmul. Poezia are ritm, chiar dacă nu are rimă. Poezia este cea care trebuie să recupereze oralitatea, după părerea mea. Căci oralitatea pierdută înseamnă pierderea vieții. De aceea poezia este mai aproape decât orice de Dumnezeu și de abstract. Poezia este arta supremă, asta o spun toți filozofii antici și o spun și ei poeții, dar o spunem și noi ceilalți care ne ocupăm de arte mai pedestre, mai terestre, mai minerale, mai substanțiale, de la materialele din care este făcută arta. Pentru că poezia vânează duhul și starea. Ori acest lucru nu se poate vâna. Nu poți pune mâna pe zbor, poți pune mâna pe o pasăre. De aceea Brâncuș a îndrăznit imposibilul să dea formă unui lucru fără formă, să dea formă zborului. Când pasărea asta lui Brâncuș nu este o pasăre, anume ce este genul. Mircea Vișan se află într-un fel de zbatere postmodernă, foarte interesantă, părăsirea sacrului și recuperarea sacrului. Vă spun lucruri nu savante, ci doar lucrurile care eu le-am descoperit sau eu pot să le descoper în acest tip de poezie. În primul rând am avut senzația modulului, de aceea am apropiat de coloana infinitului. Pentru că în modulul crește, se coace și pe urmă scade și dispare. Exact așa ca și cum concepe Mircea Vișan această călătorie între femeie și Dumnezeu, care o consideră pământ, o consideră opusul lui Dumnezeu, formulând așa cuvintele, el intră în acest joc al contrariilor. Spunând între Dumnezeu și femeie, spune, cum ar spune între diavol și Dumnezeu. Și există această transformare și răsturnare.
modulul scade și se naște din nou. Îi spuneam mamei lui Mircea Crișan, Monica, o prietenă veche de-a mea, că îl urăsc pe Mircea, că m-a pus din nou să studiez, să citesc, să analizez și nu sunt capabil, poate sunt și eu prea obosit, exact cum ți-a aruncat bărbatul peste casă și ai fugit repede după casă să-l prinzi în brațe dincolo. Cam asta este această reacție cu modulul al lui. Își se înalță spre iubire și se apropie de Dumnezeu și după aceea simte nevoia să o mineralizeze, să o distrugă și exact distrugerea și moartea aceasta în formă îi creează din nou energie pentru transcenderea a ceea ce a fost înainte pământesc. Aceasta este probabil un izvor de lirism, unul dintre izvoarele lirismului pe care le are Mircea Crișan. Căci poezia, oricât ar vrea ea să dea lecții sau să fie de învățătură, dacă se ratează ca poezie, ea nici nu există și nici nu merită să discutăm despre ea. În acest proces de fizicizare a abstractului, este o contradicție, nu? Fizicizarea abstractului, a dorului, a stării, atunci când îi apare dragostea, îi se abstractizează și se apropie de Dumnezeu, simte atracția inversă. Se abstracționează după aceea mineralul, acest joc. Până și dragostea m-a făcut bătături, spune el. La ce fel de dragoste se referă? Eu, înainte de a mai spune câteva cuvinte despre asta, am și pentru că el ne-a provocat împreună cu Preasfințitul, un alt Preasfințitul, în acest dialog în care am auzit niște lucruri atât de înțelepte și au încercat ei să discrimineze între Eros și Agape. V-am extras aici câteva fraze despre deosebirea dintre cele două feluri de iubire. El a provocat cu această carte numai, care nu este numai o plăcere estetică și o trăire, ci a provocat și meditația asupra ceea ce înseamnă consumul acesta al iubirii, iubirea fizică, care cu cât mănânci mai mult, parcă ți este mai foame, până când te lasă uneltele cu care mănânci, cu care ți-e foame. Erosul e dorința acaparatoare. Agape este dăruire jertfitoare. Erosul e mișcarea ascendentă. Agape coboară. Erosul este calea omului către Dumnezeu. Agape este calea lui Dumnezeu către om. Erosul este efortul omului. El presupune faptul că mântuirea omului este propria sa lucrare. Agape este har. Mântuirea este lucrarea iubirii divine. Erosul este iubirea egocentrică, o formă de autoafirmare de calitatea cea mai nobilă și cea mai sublimă. Agape e iubire nesuficientă sieși. Ea nu caută ale sale, ea se dăruiește altora. Erosul caută să-și câștige viața, o viață divină nemuritoare. Agape trăiește pentru viața lui Dumnezeu, de aceea îndrăznește să o piardă. Erosul este dorința de a lua și de a poseda, care depinde de lipsă și de nevoie. Agape este libertatea în dăruire, care depinde de abundență și plenitudine. Erosul este, în primul rând, iubirea omului. Dumnezeu este obiectul erosului. Chiar atunci când este atribuit lui Dumnezeu, erosul imită iubirea umană. Agape este, în primul rând, iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Chiar atunci când este atribuită omului, agape imită iubirea divină. Erosul e determinat de calitatea, frumusețea și valoarea obiectului său. El nu e spontan, ci stârnit, motivat. Agape e suverană în relația cu obiectul său, se îndreaptă atât spre rău cât și spre bine. Ea e spontană, debordantă și nemotivată. Erosul recunoaște valoarea în obiectul său și o iubește. Agape iubește și creează valoarea în obiectul său. Sunt speculații filozofice care nu mi-aparțin. Eu le-am cules doar ca să ducem mai departe discuția aceasta între iubirea trupească și iubirea divină. Ce se întâmplă foarte interesant în această oscilație, în acest mod de a concepe iubirea, pe care el o transformă de altfel în viață și după aceea viața influențată chiar de vers, o transformă din nou în poezie. El are pretenția ca fantezia lui și trădarea oralității prin scrierea unei poezii să-i poată recontura realitatea, abstractul să-i modifice realul. Adică e poezia pentru el, el îndrăznește să spună că poezia poate influența propria sa realitate. Că
care după aceea influențează din nou poezia. Acestea sunt jocurile, acestea infinite, ca un joc de oglinzi care nu mai poate fi stăpânit până la pierderea unei conștiințe de sine, a unui sens sau poate chiar a unui sentiment. Și observăm această tendință a lui de a-l atrage pe Dumnezeu în relația lui ca să îi confirme sau uneori ca să îi infirme. Că se contrazice. Se contrazice tocmai din această luptă de a vedea mai multe fețe ale. Ceea ce vrea el să cuprindă este de fapt o sferă. Mircea Crișan caută colțuri într-o sferă și nu le găsește niciodată, de aceea alunecă. Alunecă în cer, într-un cer perpetu. Este bine de spus că eroul și iubirea aceasta trupească are simbol în coloana nesfârșitului. Căci Brâncuș n-a spus coloana infinitului niciodată. Asta sunt speculațiile criticilor. El a spus coloana nesfârșitului. Pentru că e încă și încă, cum spune Constantin Noica, coloana cantitativului. Coloana cantitativului nu duce niciodată la esență, ci duce la infinitul rău, cum îi spunea Hegel. Încă și încă și încă. Și coloana nesfârșitului este coloana infinitului, care o numim infinit, dar coloana infinitului este pasărea. Căci pasărea se epuizează în sine. Este un simbol calitativ a trecerii dincolo de materialitate. Și atunci, în această încercare de a se înălța de pe pământul care este femeia, îl atrage martor pe Dumnezeu. Ca și cum l-ar obliga să vină și să dea seama despre această iubire, îl face și pe Dumnezeu vinovat de creație și poate chiar de propria lui creație. Acestea sunt lucruri care latura filozofică care se conturează tot mai mult în poezia lui Mircea Crișan, și asta vorbesc mai mult spre deosebire de celelalte volumene de poezii, unde era mult mai măcinat de cum se scrie astăzi poezia, de tehnica poeziei moderne și postmoderne. Nici el nu știe că e modern sau postmodern, dar vrea să fie și el la modă. Aici nu vrea să fie nicicum. În această carte, într-adevăr, nu mai dorește decât să comunice și să-și comunică această stare perpetuă de neliniște, infinită și o boală până la urmă fără lea. Nu intra în panică dacă nu mă vezi de această poveste a noastră. Îi spune iubitei lui. Să nu intre în panică dacă nu mai poate vedea pentru că scrie despre iubire. Și așa putem interpreta. Și asta e foarte interesant. Cum readuce din nou viața pe care a provocat-o în poezie, o readuce și o obligă să intre în poezie. Care mă strivește ca o statuie de marmură. Este destul să te gândești la mine, dar ce oprește în continuare acest gust al lui Dumnezeu pe care îl aduc pe umeri, ca într-o zi să putem înțelege că noi nu am iubit degeaba. Nu ne-am iubit cu povară, dar ne-am iubit cu strivire și nebunie. Este foarte interesantă această trecere de la oral la scris, lamentarea aceasta lui, care e între granița dintre oralitate și scris. Acesta este și farmecul care mi-e place mult la poezia lui. Abia acum am prins de ce stau în genunchi în acele momente de intimitate, Dumnezeu umblă prin încheieturi. Este prezent Dumnezeu, așa adus aici mai mult decât în celălalt volum, ca martor al iubirii lui, dar și ca izvor de sens al acestei iubiri, și se simte și teama lui ca nu cumva această iubire să n-aibă sens. Aceasta este lupta formidabilă între dacă existența are sens sau existența nu are sens, dacă sufletul omului care produce aceste arhetipuri între inconștientul colectiv al om și suflet este cam același lucru, amândouă sunt producătoare de arhetipuri. El este cuplat într-o paradigma simbolurilor și a sensurilor care se epuizează pe sine și se regenerează. De aceea acest model de a scrie grafic nu are titlu, nu are nimic, această scurgere perpetuă am asemănat-o eu cu Olana Infinitului. V-am spus atunci că el vrea ca poezia să se reîntoarcă, să contureze realul, să-l transforme într-un poem continuu. După poezia noastră, ți s-au conturat sânii și ai început să ai simptome de întoarcere la Dumnezeu. Dar oricât de ciudat pare, numai la bine ne rușinăm de cei divini, spune el. Am scris aici câteva cuvinte, așa simbol, despre ceea ce mi se pare Mircea Crișan.
alchimie retorică a dragostei, am scris-o că este. El pornește de la plumb și încearcă printr-un fel de autoiluzie să transforme plumbul în aur și uită totul ca să obțină aurul. Și când a obținut aurul, abia atunci zice, se îndoiește de tehnica lui și se reîntoarce la plumb. De fapt, cu alte cuvinte spun mereu același lucru. Eu, asta este modul cum eu nu l-am psihanalizat sau nu l-am analizat psihic pe el. Încerc să conturesc cât de puțin motorul provocator de poezie, deși e foarte dificil. Poezia nu este o fabrică. Poezia vine de la Dumnezeu, vine de dincolo de om, vine oricum din ceea ce avem toți în comun. Nu poți insectariza niciodată un geniu, nu poți să-l decriptezi și nici nu poți să găsești secretele creației. De aceea e frumoasă creația și arta și de aceea este și necesară. Așa că nu vreau eu să vă chinui mult, mi-ar place mult să ne citească Mircea câteva poezii sau să vorbească aici domnul Munteanu sau să vorbiți dumneavoastră, să spuneți câte ceva de Mircea Crișan. Păi este o personalitate care ne intră în viață în fiecare zi. Nu l-am știut poet, noi, eu l-am știut de mult, orașul știu de puțin timp. De altfel, cei care sunt ziariști, riscul de a nu fi iubiți ca poet sau scriitor este foarte mare. Eu mai știu un prozator bun, e Anca Gogea, care, deși se spune că ea își favorizează talentul literar pentru că este ziaristă, nu este așa. Pentru că nimeni nu poate fi obligat să iubească. Nimeni nu poate fi obligat să nu ține seama de faptul că unul este ziarist, iar un ziarist nu are șanse mari să fie iubit ca și artist. Deci este o piedică. A fi ziarist, eu cred că este o piedică între a afirma și a ți se permite să fii iubit sau admirat. Pentru că ziaristul analizează toată lumea, se analizează și pe el. Trecând de la poet la ziarist, este o cale destul de lungă și destul de riscată. Vreau să spun mai multe, deși mi-am notat mai multe, aș vrea ca să văd dacă cei din sală vor să spună și ei câte ceva înainte ca să ne spună povestea, el povestea acestei cărți, că povestea acestei iubiri și o spun împreună, el poate să ne spune povestea povestii. Dacă vreți să spune și dumneavoastră câte ceva. Primit-o și eu. Dar este foarte adevărat că eu țin minte, deci că a ieșit Mircea, deci a debutat sub încrederea noastră cu primul său volum, deci m-am încumetat să scriu o prefață de încredere, să spunem, la debutul său. Și constat un lucru îmbucurător și anume, totuși este un progres, să spunem, atât în sensibilitate, atât în poezia de stare, cât mai ales și în retorica poeziei. Este foarte adevărat ce a spus domnul Marcheș, că am citit celălalt volum al lui, l-am citit și mi s-a părut că încă îl paște, două primești, deci pe Mircea, deci acum sunt pe statutul de critic literar și nu de profesor, critic de poezie. Încă îl paște două primești, și anume, în primul rând este vorba despre o anumită, și am văzut că și, de fapt, și Mircea Petean primite la această ușoară primejdie. Și anume, deci, în momentul când topești în poezie, să spunem, anumite trăiri și nu le duci mai departe spre meditație, e clar că poezia atunci se deșiră. Poezia pierde din lirismul de care vorbea și... Deci o retoricizare, aș spune, a discursului poetic la Mircea. Aceasta este o primejdie. Deci poezia totuși cere și am văzut în acest volum că totuși a mai concentrat expresia și a pus chingile bine Mircea Crișan pe retorică. A doua primejdie pe care o sugerez. E foarte adevărat dacă te joci cu opoziții. Aștept în sfârșit, uite, cât am citit aici din acest al treilea volum, încă nu s-a realizat. Dacă mergi pe opoziții, Mircea încearcă să le aduci totuși, că se poate aduce la o sinteză. Aștept această sinteză a opozițiilor. Nu te juca și te posta doar pe limitele opoziției respective. Și eu sunt încrezător că tu poți ajunge să duci aceste contrarii la o sinteză. Și o să vezi că va fi benefică. Benefică și din punct de vedere, repet, să depășești poezia de trăire, să ajunge poezia de stare și poezia de meditație.
meditație și în marginile erosului, cum a spus aici, dar meditațiile și în marginea, să spunem, a divinității. Și încearcă să realizezi acea sinteză și o să vezi că este un câștig extraordinar și pentru expresia poetică. Îți urez succes! Dragă Mircea și stimați prieteni, pornind de la titlu, mi-am amintit o anecdotă pe care doresc să vă împărtășesc și dumneavoastră. La începuturi Dumnezeu a făcut lumea și s-a odihnit. A făcut pe urmă bărbatul și s-a odihnit. A făcut pe urmă femeia și de atunci nimeni n-a mai avut odihnă niciodată. Dintr-un început țin să vă împărtășesc o întâmplare care așa a marcat, dacă vreți, evenimentul acesta în ce mă privește. Mai zilele trecute, mama autorului, Monica, mă sună și îmi spune: Mariu, zice, Mircea a recidivat. Și în timp ce mă gândeam la recidivă, îmi explică că, iată, la nici 3 luni de zile de la precedenta lansare de carte, Mircea vine și expune din nou, iată, un volum de versuri care, între Dumnezeu și femeie, e atât de complex, probabil încă de la titlu. Vă rog să-mi permiteți să vă spun că din acest moment mă gândesc foarte serios să-mi cumpăr un corp nou de bibliotecă. Probabil că la acest nivel de prolificitate voi avea nevoie de spațiu pentru a expune cărțile lui Mircea Crișan. Dragă Mircea, ți-am mai spus-o și o declar la scenă deschisă, mă simt mândru și onorat să fiu contemporan cu tine, mai ales că ești și căpincăr. Te felicit încă o dată. Vă mulțumesc! Să mai dăm cuvântul o dată autorului, după ce i-a dat cartea cuvântul, îl dăm și acum. Vă mulțumesc foarte mult. Stau jos, că îmi tremură picioarele dacă mă ridic. Vreau să vă mulțumesc, domnul Marchiș, domnul președinte, părintele Cristian Ștefan, Ioanei, mamei mele, fiecăruia în parte, vă mulțumesc și sunt onorat că sunteți aici, alături de mine. Foarte multă lume a fost uimită că am scris acest al treilea volum într-un timp atât de scurt, pentru că efectiv acest volum a fost gata în 12 săptămâni. Cam atât a durat toată povestea acestui volum, dar vreau să vă spun că această carte s-a scris singură, pentru că pentru mine actul de creație, starea de creație și starea de rugăciune sunt oarecum sinonime. La fel ca și atunci când te pui în genunchi și cuvintele îți vin singure și în momentul în care mă pun să scriu, nu-mi imaginez, nu realizez, pur și simplu cuvintele vin singure. Mă gândeam să vă spun despre acest volum, mă gândeam inițial că am reușit să-mi desăvârșesc poezia trecând-o de la carnal la spiritual. Dar analizând această idee, am realizat că, de fapt, nu eu am desăvârșit poezia, ci poezia m-a ajutat pe mine să mă înalț. Să mă înalț spiritual, pentru că, așa cum spune înalt preasfințitul Iustinian, omul se aseamănă lui Dumnezeu când iubește și creează. E bine, înalt preasfințitul Iustinian este omul care m-a marcat foarte mult din punct de vedere spiritual în ultima perioadă și nu întâmplător este acel dialog de care a vorbit și domnul Marchiș, un dialog pe care îi mulțumesc bunului Dumnezeu că sunt un privilegiat că am reușit să-l obțin și mai mult decât atât să fie printre primii care mi-au citit cartea în al preasfințitului Iustinian, el citind-o într-o nouă cheie, a citit acest volum într-o nouă cheie, o cheie a spiritualității. Din acest dialog pe care o să-l puteți lectura și dumneavoastră, m-a marcat foarte mult, m-a impresionat faptul că la un moment dat scrie acolo că spune preasfințitul că în momentul în care crezi, ți se iartă păcatele. La momentul respectiv am zis, wow, mi-am cerut lămuriri, mi-am mai dat câteva paranteze și dacă ar fi să extind această idee, această afirmație că în momentul în care creezi, ți se iartă din păcate, dacă aș merge mai departe cu această afirmație și ținând cont că nu există creație fără iubire,
înseamnă că și în momentul în care iubești, ți se iartă din păcate. Și dacă mergem și mai departe, înseamnă că ar trebui să-i cerem, singurul lucru pe care ar trebui să-i cerem Bunului Dumnezeu ar fi să ne dea iubire. Pentru că în momentul în care avem iubire, îi se iartă și din păcate și reușim să vedem acum, lumea. Acum, vedeți, rugăci, acum sper că nu gândiți cei din sală, că păcatele sunt după mărimea operei de artă. Că dacă îmi comparați cu cărarea de 12 metri, înseamnă că sunt atât de păcătos. Deci cu cât mă lucrez mai mult, sunt mai păcătos. Bun. Și poate nu întâmplător, șirul poeziilor începe cu o poezie rugăciune, că tot zicea domnul Marchi să citești o poezie și o să vedeți, este vorba despre poezia în care autorul spune: noi cei care sângerăm, te rugăm, Doamne, ajută-ne să ne fim și mai dragi unul altuia. Nu pot decât să vă mulțumesc, să vă rog să vă luați fiecare câte o carte. Este din nou o aroganță din partea mea că ofer cărțile gratis pentru toată lumea. Și să vă rog să rămâneți la un pahar de vin și să ne mai socializăm, că suntem între prieteni și vă mulțumesc din suflet absolut fiecăruia și pentru tot și pentru prezență. Doamnei Cherecheș, domnului profesor, prietenilor mei de la Baia Scrie, prietenilor din Ucraina, prietenilor de la Sighe, toată lumea, îmi cer scuze că nu vă nominalizez pe fiecare, dar vă îmbrățișez pe toți și vă iubesc. Trebuie să ne gândim la acest dialog cu un alt preasfințitul, cum spune, că eu prețuiesc, îi spune lui Mircea, nu numai ce spune omul când mă întâlnesc cu el, prețuiesc întâlnirea în sine. Deci noi trebuie să prețuim astăzi numai poezia lui Mircea și faptul că ne-am văzut și ne-am întâlnit. Poate că în această valoare stă o valoare mult mai mare decât o bănuim la prima vedere. Trebuie să ne întâlnim, căci numai așa ne putem iubi. Vă mulțumesc! Mulțumesc!
Dan, deci, doamne, bine. N-am citit-o de aia, am găsit. Nu mă gândeam că mâine nu mai vin. Să văd vizitare și mulet. Să văd vizitare? Da. Să văd vizitare? Da. Să văd vizitare?